pentru astăzi, în ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Căiuți, conform ordinului prefectului județului Bacău numărul 355 din 20.10.2020. Se constată că sunt prezenți toți consilierii locali aleși și validați de către judecătoria Olei. În atare condiții dăm cuvântul doamnei Madalina Leca, reprezentantul instituției prefectului județului Bacău, care va deschide ședința de constituire. Bună ziua! Mă numesc Leca Maria Magdalena, consilieră cadru instituției prefectului județului Bacău și am fost desemnată prin ordinul prefectului 348 din 13.10.2020 ca reprezentant al prefectului la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Căiuți, astăzi convocată prin ordinul prefectului 355 din 20.10.2020, la ora 13. Potrivit ordinului prefectului 225 din 14.07.2020, Comuna Căiuți are arondați 15 consilieri locali. Numărul consilierilor locali aleși în data de 27.01.2020 sunt 15, numărul consilierilor de locali aleși prezenți la ceremonie sunt 15, absenți 0. Constat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 116 alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui număr mandat de consilier mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătatea numărul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit articolului 112 și 171 din ordonanța de urgență 57 pe 2019 cu modificările și completările ulterioare. Scopul ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Local Căiuți, urmarea alegerilor autorităților locale din 27.09.2020. Lucrările de ședință de constituire au loc în conformitate cu prevederile articolului 116 de alineatul 4 din ordonanța de urgență 57 pe 2019 cu modificările și completările ulterioare și sunt conduse de cel mai în vârstă consilier al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locale ai căror mandate au fost validate. Din datele depuse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Drilea Ion, născut la data din 4.07.1941, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Ciubotaru Codruț și Gabăr Ionel, născuți la data de 23.1.86 și respectiv 29.5.81, care sunt invitați să preia conducerea ședinței. Domnul președinte. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o să conduc această ședință de ceremonia de constituire a Consiliului Local, care au fost validat la alegeri de din 27 septembrie. Invit doamna secretară să facă să prezinte consilierii aleși mandate de validitate a Consiliului. Judecătoria Onești, în dosarul 4617/270/2020, în ședința din Camera de Consiliu din 13 octombrie 2020, prin sentința civilă numărul 405/2020, validează mandatele de consilier local ai Comunei Căiuți pentru numiții Florea Constantin, Ciubotaru Codruț, Matei Ioan, Oprea Costel, Gabăr Ionel, Gavrilă Viorel, Zorz Neculai, Bologan Gheorghiță, Manea Victor, Drila Ion, aleși pe listele Partidului Social Democrat, domnul Durlan Iulian, domnul Roșcan Ion, aleși pe listele Partidului Pro-România, domnul Orheanu Neculai, domnul Matei Laurențiu, aleși pe listele Partidului Național Liberal, domnul Mărcuț Ion, ales pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democrație, ALDE. Cu dreptate, în 3 zile de la publicare, nu s-a depus apel, definitiv. La ordinea de zi avem două puncte. Unul, depunerea jurământului de către consiliere validați și al doilea, depunerea jurământului de către primar. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Trecem la depunerea jurământului în ordinea propunerii unui convocator. Înainte de a depune jurământul, vă rog, asistența, indicați-vă.
care ascultăm. Poftiți! Gabă,
jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și pricepirea mea pentru binele locuitorul Comunei Căiuți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea, pentru binele cuitorii Comunei Căiuți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Căiuți. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătatea din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local al Comunei Căiuți, respectiv un număr de 15 consilieri. Prin urmare, Consiliul Local al Comunei Căiuți este legal constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Felicitări! Acum, domnul președinte, puteți să vă adiciți care s-a votat de președinte. Înainte de a începe punctul 2, eu sunt să felicit toți colegii consilieri, astăzi care au depus jurământul, suntem complet validați și ce prima putea. Dăm cuvântul domnului primar, de pun jurământul. Domnul președinte, doamna secretară, înainte de a depune jurământul domnului primar, vă rog, prezentați încheierea din validare. Da, înainte de depunerea, mă scuzați, trebuie să domnul Cibotaru Codrus să dea citirii hotărârii a judecătorii. Conform Sentinței Civile numărul 415/2020, pronunțată de către judecătoria Onești, nu mă opriți cum. Nu mi-a stat ceva. Mai mult decât să nu mă opriți. Așa, mă înciuc. Îl validează pe domnul Rândalu Gabriel în funcția de primar al Comunei Căiuți, județul Bacău. Domnule primar, felicitări și cât mai multe mandate. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă felicit.
Mulțumesc, dragi colegi, am ajuns la încă o etapă din viața fiecărui și în special din viața mea, al doilea jurământ în calitate de primar, de mandat de primar. Bunul Dumnezeu așa le-a rânduit prin voia cetățenilor și aș vrea ca niciunul dintre noi să nu uităm acest jurământ pe care l-am rostit astăzi. Unii cu emoții mai multe, alții mai puține. Suntem aici, începând de astăzi, în slujba cetățenilor din Comuna Câmp. Fiecare dintre noi, cu mai mult, mai puțin, trebuie să ne punem umărul, să putem să realizăm și fiecare, de la fiecare cetățean să obținem măcar un zâmbet pe obraz și cu o mulțumire să aibă din partea noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră la toți și mulțumesc cetățenilor Câmpiți din Comuna Câmp pentru nou mandat pe care vi l-a oferit. Înainte de a declara ședința închisă, vreau să felicit toți colegii de consilier pentru ordinea și a dat o dată de și campanii și sitos acum. Vă mulțumesc foarte mult. În al doilea rând vreau în încheiere să felicit și domnul primar. Mulțumesc. Pentru că a dat o dată de om priceput, om la locul dânsului, respectat de oamenii comuni, asta a dorit în final, așa cum știți și dumneavoastră. Eu declar ședința închisă și vă foarte mulțumesc și vă doresc multă sănătate, succes în activitatea dumneavoastră.